folosim capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 21. Folosim capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 21. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necastă ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Amin. Vă rog să înainte de a intra în studiul biblic, aș vrea să vă spun că sunt mulțumitor înaintea lui Dumnezeu pentru felul în care a aranjat Duhul Sfânt și dimineața aceasta. Nu numai pentru timpul de rugăciune, dar și pentru faptul că Dumnezeu așa a potrivit lucrurile prin Duhul Său, încât Fratele Luci va vorbi din versetul 20, copii ascultați de părinții voștri. Mi-ar fi plăcut să vorbească din versetul 19, să scap eu de partea aceea, dar el și-a ales primul și... Da, așa pare. Dacă ești copil, ți se pare mai grea. Dar mă bucur pentru mesajul care vom avea pe acest verset, versetul 20. De asemenea, copiii vor avea, după partea de studiu biblic, vor avea câteva cântări și ce au pregătit spre slava Domnului înainte de predică. Dumnezeu le-a pregătit toate. Dumnezeu le-a arătat toate. Și fie numele Domnului să fie înălțat în dimineața aceasta, din ceea ce continuă. Mă rog și pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea putere să fiu un canal care să nu obturez, să nu opresc cuvântul, să nu deformez și să las să ajungă la inimile noastre cât mai curat. Tot înainte de a intra în studiu, aș vrea să vă spun și legat de studiu, de subiectul de astăzi, că duminica trecută am fost la Rast. Poate vă amintiți că biserica noastră a fost implicată în lucrarea acolo în urmă cu vreo 7 ani. Este unul dintre satele acelea afectate de Dunăre, de inundațiile de la Dunăre, în anul 2006. Și noi ne-am alăturat ca și biserică cu altor biserici care au avut inițiativă și am contribuit cum am putut fiecare la construcția de case acolo. Vreau să vă spun un lucru care m-a bucurat și în același timp un lucru care m-a întristat. Lucru care m-a bucurat a fost faptul că eu mă așteptam să mă duc acolo, am ajuns în Rast duminică dimineață, mă așteptam să mă duc acolo să văd 2-3. Ei, am găsit vreo 60 de persoane. 60 de persoane. Sigur, cu copii, cu totul. Sigur că erau din Rast, din Rastul Nou, din Rastul Vechi, din Negoi, erau vreo 3 sate adunate, pentru că era evanghelizare. Dar așa mi-a crescut inima de bucurie. Vreau să vă spun că și Biserica Penticostală are acolo o lucrare care crește. Sunt acolo o familie de tineri care lucrează sub 30 de ani, Adi și Monica. Acolo mi s-a născut și fetița lor. Și m-am bucurat să văd zelul și energia cu care lucrează acolo printre familiile de acolo. Asta a fost bucuria, vă spun, să văd atâtea persoane adunate și să văd cum lucrarea Domnului crește și m-am gândit că trebuie să vă spun că investiția dumneavoastră a meritat. Prin altul Domnului. Prin altul Domnului. Dacă în alte părți vedem cum bisericile ni se împuținează, acolo cresc. Și ne rugăm Domnului să crească în continuare. Lucru care m-a întristat, în schimb, este legat de situația de acolo, de starea lor. Pentru că obiectivul cu care am mers a fost acela de
ținând legătura cu familia aceea de misionar păstor de acolo, a fost aceea de a aduce două fete la Casa Speranței. Și am fost în familia aceea. Și lucru care m-a întristat a fost să constat, încă o dată, că nu numai condițiile materiale precare, dar și mentalitatea lor este... Știți, abandonul școlar este rău la casă. Copiii nu sunt lăsați în rău la școală. Și dacă sunt lăsați, nu îi încurajează nimeni să învețe, nici profesor, nici părinții. De aceea, în cel mai bun caz, termină clasa 8-a. În cel mai bun caz. Cum o termină 6-a? Dar după ce termină clasa 8-a, fetele de obicei se mărită. Sau stau în concubinaj. În una dintre familiile în care a fost, una dintre fete era pe clasa 7-a, care vrem să o aducem la Casa Speranței, este pe clasa 7-a, trebuie să fie pe clasa 8-a, dar a rămas un an, pentru că părinții i-au lăsat 4 frați mai mici, pe care cel mai mic de un an, și au plecat în Spania sau nu știu unde, câteva lucruri bune. Și a rămas ea singură cu 4 copii, cu tot ce înseamnă grija lor, dintre care unul de un an de zile. Cam asta este în cealaltă familie. Fata care vrea să o aducem este pe clasa 8 acum și are o soră mai mare de 19 ani. Era acolo în familia aceasta de 7 persoane, era și copilul sorei ei de 19 ani, care era plecat în Spania. A terminat clasa 8, s-a căsătorit, a avut un copil cu primul soț, acum e la al treilea soț și este însărcinat. La 19 ani. Ei, vedeți, este așa un cerc vicios care se duce unul după altul. Deci, fetele se căsătoresc, băieții la fel, sau stau în concubinaj, au copii și viața curge la fel. Și curge la fel. Și ăsta este un motiv de rugăciune. Rugați-vă pentru Alina și pentru Sara, dacă este vrea Domnului să putem să le aducem aici la Casa Speranței. Rugați-vă ca, sigur, îi puțin, dar puținul acesta, să Dumnezeu să lucreze pe care el știe. Rugați-vă și pentru această lucrare. Acum, uitându-ne la pasajul acesta și încercând să fim foarte operativi, de altfel vreau să vă spun că mi-e foarte greu, una dintre cele mai grele lecții biblice. Una dintre cele mai grele lecții biblice. Dar se potrivește și cu timpul de acum. Apropo, 8 martie a fost ieri. Știți că este și această sărbătoare în Scriptură? Nu știți, așa e? Păi, uitați-vă, nu-i numai 8 martie, în fiecare zi, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Este permanent, un permanent 8 martie. Și mi-am primit greu să vorbesc, pentru că e parcă mai ușor să vorbești despre măreția lui Dumnezeu, despre frumusețea planului lui Dumnezeu. Dar când vorbești despre familie și mai ales când vorbești acolo acasă, știi? Unde îi și Corina, unde și copiii, îi așa de greu să-ți găsești cuvintele. Pentru că știi că ei știu mai multe despre tine. Poate că în ochii multora sau unora dintre noastră sunt o persoană bună, dar ei mă cunosc mai bine. Ei știu mai bine despre tine. De aceea mi-e greu să vorbesc, dar în același timp vorbesc de pe poziția celui care transmite Cuvântul lui Dumnezeu și celui care vrea să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. De la început aș vrea să stabilesc câteva reguli. Fac iarăși o precizare. M-aș bucura dacă dintre noastră, în cuvinte puține, ați avea intervenții pe marginea subiectelor, pe marginea versetelor 18, 19 și 21. Și 20, dar 20 va avea timp Luci să-l dezvolte la timpul de predică. Dar dacă pe marginea acestor versete ați avea intervenții, m-aș bucura. M-aș bucura și m-ați ajutat foarte mult. Vreau, înainte de a vă da cuvântul, să fac câteva precizări. Un text care este în paralel cu cel din Coloseni și care puțin este mai detaliat, îl găsim în Efeseni. Și aș vrea să-l citesc
Efeseni, capitolul 5, de la versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca și pe trupurile lor. Cine-și iubește nevastă, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât odată trupul lui, ci îl îngrijește, îl hrănește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și ori din vasele lui. De aceea a lăsat omul pe tatăl său și pe mama sa și pe valide de nevastă sa și de vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică, încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să fie de bărbat. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tipul lungă în puțin de o provăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mine pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Dar, ca și în Coloseni, vreau să fac precizarea că tot acest pasaj este precedat de un verset, versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Ei, așa cum și în Coloseni, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului nostru Iisus Hristos și mulțumiți prin El Dumnezeu Tatăl. De asemenea, fac precizarea că aceste cuvinte reprezintă idealul familiei creștine. Adică, singur nu răspunde la toate întrebările care le aveți referitoare la familie. Pentru că știu că aici sunt unele persoane care sunt singure și poate că simt frustrarea vis-a-vis de această provocare care o avem aici. Dar, cu siguranță, veți găsi și aceste persoane, veți găsi răspuns la multe, multe întrebări vis-a-vis de viața pe care Dumnezeu v-a dat-o. Deci, o primă precizare este că aceste cuvinte sunt pentru cei care sunt parte din poporul Dumnezeu. Nu are nimic de a face cu cei din afară. Dacă le veți citi și veți încerca, știu eu, ca și politician sau ca și să faceți campanie electorală din ele, veți pierde 100%. Veți da de nicio șansă. Aceste cuvinte sunt pentru cei care fac parte din poporul Dumnezeu. Este pentru cei care sunt al lui Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt precedate, sunt introduse de acelea care vi le-am citit, versetul 21 din Efeseni. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, sau de acest din versetul 17. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Încă o precizare. În aceste versete avem verbe la imperativ. Nu sunt dacă vreți. Nu sunt opțional ați putea. Ci sunt nevestelor. Fiți supuse. Este poruncă. Bărbaților, iubiți-vă. Este poruncă. Copii, ascultați. Este poruncă. Părinților, nu întărâtați. Este poruncă. Deci nu sunt lucruri care sunt opționale. Dacă ești din poporul Dumnezeu, acestea sunt porunci. Nu voi insista pe acest lucru, dar dacă aveți nelămuriri, puteți să găsiți, inclusiv această, și la ora de rugăciune s-a citit, despre porunca să te iubești, să te iubești aproape. Dar asta este o mai largă. Acum, încă o precizare. Regula și structura pe care Dumnezeu a așezat-o în familie, pe care Dumnezeu a așezat-o, este aceasta. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, bărbatul, femeia, copiii. Asta este regula. Asta este structura pe care Dumnezeu a pus.
Sigur că nu este frumos să vorbim în această zi de 9 martie despre nevestelor fiind supuse bărbaților noștri. Dar cred că este mai greu și chiar mai greu de aplicat bărbaților, iubiți-vă nevestele. Pentru că, indiferent câtă repulse ne-ar crea acest cuvânt, supuneți-vă, vreau să vă spun că atunci când înțelegi ce a gândit Dumnezeu, veți vedea că atunci când înțelegi ce a gândit Dumnezeu, este nu o povară, nu o înjosire, ci din potrivă, o extraordinară chemare, o extraordinară dor. De aceea m-am gândit să vă aduc înaintea noastră această imagine. Imaginea unui pilot și a unui copilot. Această imagine mi-a rămas mie minte de când am mai auzit și o predice, când am unui pilot și a unui copilot. Ei au un avion pe care trebuie să-l ducă spre destinație. Și noi, ca și familie, avem această slujbă. Dacă citiți și Efeseniul și nu numai întreaga Scriptură, această slujbă ca noi să ne ducem nava noastră, adică familia și copiii noștri, să o ducem spre destinația pe care Dumnezeu a gândit-o. Să îi înfățișăm înaintea Lui, așa cum Hristos și-a înfățișat biserica. Așa trebuie să ducem această navă spre destinație. Din cauza aceasta, și copilotul și pilotul au sarcini diferite, dar același obiectiv. Nu veți vedea niciodată, chiar dacă copilotul poate este mai inteligent, este mai capabil, are o personalitate mai puternică, oricare dintre lucrurile acestea, sau până noastră, ce vreți. Dar copilotul știe sigur că el are slujba care o are, la fel cu pilotul, are slujba care o are. Nu este niciunul mai... Ci dacă într-o anumită călătorie se stabilește că cu tare este pilot și cu tare este copilot, fiecare are slujba lui. Așa este și în familie. Și este important ca să înțelegem lucrul acesta, pentru că cel care a instituit familia, adică Dumnezeu, El a instituit familia, n-a fost ideea lui Adam. Nu Adam, așa dintr-o dată s-o trezit dimineața și zice, Doamne, dacă nu-mi dai pe nevastă, eu aici nu asta. Nu, a fost ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a gândit familia. Dumnezeu a instituit familia. Dumnezeu a văzut că Adam este singur și a văzut nevoia lui Adam. Și Dumnezeu i-a dat o Evă. Este important și să vedeți de ce i-a dat Dumnezeu pe Eva. De ce? Ajutor potrivit. La ce ajutor potrivit? Adam avea următoarea poruncă. Să lucreze și să păzească grădina. La ce credeți că i-a dat ajutor potrivit? Ei, dacă ne uităm, și nu o să avem acum timp să stăm, dar așa vrea societatea de astăzi, să fie ajutor potrivit să lucreze. Dar rolul important, rolul pe care l-a chemat, pe care i-a dat-o ajutor potrivit lui Adam, a fost în primul și în primul rând pe linia să pădească grădina. Acolo a fost rolul. Dacă vreți, putem să stăm, să analizăm, dar nu avem acum timp. Dar acolo este punctul pe care a apuntat Dumnezeu să îl ajute pe Adam să pădească grădina. El era la cu mușchi, era puternic, în jos, și el trebuia să fie în primul rând la care să lucreze. Da, dacă e nevoie, dar nu obiectiv principal. Obiectivul principal, ajutor potrivit, să pădească grădina. Acum, pentru că am promis că vă dau și un alt secund, v-aș ruga pe cei care ați meditat, sau poate că Domnul v-a pus acum ceva pe inimă. Din aceste trei versete, nevestelor, fiind supuse bărbaților, iubiți-vă, părinților, nu întărătați, poate că aveți câte un scurt cuvânt, ca să putem să încheiem pe la 5. Dacă n-a existat, nu e supunere.
Și fac vorbi foarte clar în ce privește acest lucru. Nu în misogin, ci când era amintește faptul că Eva a fost aceea care a mâncat prima dată din măr, Eva a fost aceea care l-a pus deoparte pe soțul său, pe Adam, și s-a părut un pic mai pântrăluit, mai frigos. Asta e vorba cu Adam, a mâncat din măr și l-a tras și pe Adam după el. Însă, cuvintele Scripturii ar fi, cum să spun, fără nu ne-ar atinge cu nimica, dar nu ne-ar confrunta cu problemele de fiecare zi în care se poate manifesta multe punere a soției. Și așa să întreb pe surori, de câte ori o stat împotriva autorității soțului, atunci când un copil face ceva rău, îl înfruntă și trece peste hotărârea soțului ca să își facă la voi. Sau de câte ori atunci când trebuie să-i dea un pierdat într-o hotărâre, hotărârea ei este mai bună. Deci, probabil, foarte mult de surori s-a regăsit lucrurile astea. Am spus că nu vreau să fiu misogin, la fel cum fac lucrurile misogin. Nouă bărbaților, ne place să auzim despre surori, supuneți-vă. Însă nouă bărbaților, de atâtea ori ne place să fim comozi, de multe ori ne place ca soția să ia hotărâri în locul nostru, ca noi să nu avem nicio responsabilitate. Nouă bărbaților, avem ceva ciudat, inima noastră, ochii noștri de multe ori sunt după alte femei și noi să le pună pe soțiile noastre pe primul plan în inimă, să uită și după alte femei. Deci, adunăm toate lucrurile astea la oaltă, vom reuși să ne identificăm acolo, de fapt, unde e problemă. Textul citit de Sean, nu a fost la urmă întâmplări. Și în secundă aia am înțeles că dacă sunt multe păcate în viața mea, în păcat în viața noastră, a fraților, este din cauza că nu mai avem acea capacitate de a ne iubi soția, ca și atunci am prima zi când am luat-o de soție. Soțiile nu mai au acea capacitate de a-și iubi soții și din cauza asta nu se mai supun, pentru că nu le mai frică de soț. Nu în sensul ăsta de că dacă nu fac așa, bărbatul mă bate. Nu. Ai subliniat foarte clar faptul că Dumnezeu însuși a stabilit acea ierarhie. În ce măsură va deveni această ierarhie cu binecuvântare pentru soțiile supuse? E foarte simplu. Atunci când vei înțelege că acel cuvânt supunere nu te duce spre o lege, o supunere necondiționată, ci să-ți respecti soțul, să-ți dai întâietatea cu lucrurile familiei. Adunând toate lucrurile la o altă, aș vrea să amintesc de versetul... Mă, te rog să... Da, primul rând o să te amintesc. Da. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, așa este legătura de sărășire. Deci, în familie, nu ai important bărbatul să arate a macho, să arate pe el bărbatul, să bage până în masă, dacă trebuie să taci în fața soției, taci. Dacă soția, tu ca soție, ți se pare că hotărârile soțului tău nu sunt nicio treabă, nu valorează 2 bani, tăcerea ta, supunerea ta, va aduce binecuvântare. Așa cum spuneam în Rusie despre acel pilot și copilot. La un avion cu reacție, pilotul ține mașa în mână. Însă copilotul trage maneta pentru puterea motorului. Deci, acel avion, familia, nu poate funcționa decât în măsura în care amândoi, și bărbatul și soție, își înțelege rolul. Mulțumesc! Ne aveam încă 5 minute, așa că cei care doriți, vă rog să luați cuvântul și să ne spuneți. Vreau să zic despre versetul 21. Părinților, nu tălătați pe copiii voștri ca să-și cardă în lege. Cred că e de exemplu mai greu ca și ăsta în Biblie. Cum a comentat el, la de multe ori l-am citit și mi-a făcut că iată de ușor, dar când se vorbește, el e atât de greu. Dar apropo de autoritatea care zicea de Iusul, știți cum e cu autoritatea asta în familie? E ca și un copil care se plimbă în parc cu tata și mama și întreabă de ce bate vânt și tata de ce, nu știu. Copilul întreabă de ce zboară păsărelele care le vede zburând. Tata de ce, nu știu. Tata de cum, de ce curge apa? Tata de ce, nu știu. Și mama că e așa, ce mă copilul. Asta cu tata că e obosit și gândura așa lucrurile lui. La calitatea de ce?
Lasă tu să întrebe copilul, că doar cum vrei să înveți dacă nu vreau? Așa să întâlnire cu autoritatea care vreau să zic că părinților nu înferitați pe copilul. Și aici e o poveste lungă, putem să facem ore întregi și toată lumea are soluțiile lui. Pe de o parte putem să introducăm și să enervăm modul nostru de fi enervant, acasant, să întrebăm de ce ai mâncat, de ce n-ai mâncat, de ce stai așa, de ce nu stai așa, de ce nu uite că la părinții nu poți și suntem cicăritori și enervanți, păi e un aspect și ăsta. Pe de altă parte putem să fim de-a-nătuitori, de-a... și să vedem în altă extremă. Asta nu m-ar deranja așa de mult și n-ar fi o problemă la noi așa de mare, cât e continuarea ca să nu știagă, nevoie. Și aici, cum am zis lucrul ăsta, cred că obiectivul nostru e sfințirea noastră. Și dacă asta e prioritatea în viața noastră, nu e o problemă cu ce văd copiii la noi. Chiar dacă cădem, chiar dacă avem probleme, ne ridicăm. Și obiectivul nostru e sfințirea, dacă asta nu e, s-ar putea ca noi, ca și părinți, să spunem una, să trăim asta. Și atunci, copiii își pierd nădejdea. Aproape să creadă ceea ce spunem noi. Dar când se uită la modul nostru în care ne rugăm, la modul nostru în care cântăm, la modul nostru în care ne raportăm când avem probleme, aproape ajung să-și piardă nădejdea, pentru că ei altceva înțelegi, altceva spune cu gura noastră. Și altceva trăim poate de multe ori. Cred că aici e cea mai mare problemă și m-am așa, când părinților nu întâlcați pe copiii voștri ca să nu-și piață nădejdea și avem o, așa de mare responsabilitate ca și părinții. Dacă, așa cum începe Pavel în versetul 1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să trăiți. Să trăiți așa. Cred că aici e rezolvarea problemei. Dacă ne asemănăm cu Domnul Iisus și dorim în fiecare zi să ne asemănăm cu Hristos, vrem să, ca El să ia chipul noi. Cred că atunci nu mai e o problemă, nu mai interogăm pe copiii noștri. Și copiii noștri vor avea ce să învețe de la noi. Că dacă de multe ori firma lui ies în evidență și omul cel nou nu ia chipul noi, atunci copiii noștri s-ar putea să își piardă nădejdea. Doamne, ai milă de noi, aș prezenta subiectul ăsta să discutăm într-o adunare restrânsă, cu frate și surori, copiii să ne audă, dar probabil că așa e mai, așa lăsa Dumnezeu, să avem grijă mai mare. Și Domnul să ne ajute să putem să trăim ceea ce spune cu gura. Amin. Chiar și vreau un subiect greu. Pentru că orice spune ne acuză. În primul rând vreau să spun următorul lucru. Ne vreau să vorbim supuse, spune în Efeseni, soților voștri, ca Domnului. Cu alte cuvinte, supunerea mea este condiționată de cât de ce este o poruncă ca Domnului. Este cuvântul Domnului. Vreau să spun de asemenea că Dumnezeu urăște divorțul. Ei, supunerea aceasta ca Domnului este niciunul dintre bărbați, niciunul dintre soți, nu suntem Domnul. Avem greșeli, avem